Popa, jucător de câmp, Sterian Stancu, Gabriel Cânu, Alin Rațiu, Iasmin Latovlevici, Gabriel Torje, Dan Alexa, Dare Vârsici, Caramian, Gigel Bucur și Dejan Rusici. Capitanul echipei bănățenei, adevărat, la început fanii l-au primit destul de ostil. Dan Alexa este un jucător semnificativ pentru noi. Să vedem, Gabriel Torje execută această lovitură liberă, bară și acum, iată, este 1-0 pentru Timișoara. Este 1-0 pentru Timișoara, înscrie Dejan Rusici. Rusici, da. Ce explozie de bucurie aici la Timișoara. Este un adevărat infern, sunt foarte mulți suporteri, dar într-adevăr este o atmosferă superbă. Gol înscris de Dejan Rusici, noua achiziție a echipei timișorene. A înscris și în meciul cu Shakhtar Donetsk, iată-l și acum. A fost o lovitură liberă executată de, de Gabriel Torje. Da, incredibil. Este interesant că, deși are doar 18 ani, Torje este cel care execută loviturile pe poartă. Și ce frumos reacționează galeria Timișoarei. Plei și inundații, însă le-am explicat că nu au de ce să se teamă, spunea Mircea Lucescu, ușor amuzat și gol! Timișoara! Egalitate la 1, gol marcat de numărul 19, Dejan Rusici, atacantul sloven, a dus pentru a-l înlocui pe Ionel Ganea, centrare perfectă a lui Cristian Dancea și finalizarea lui Rusici. Scăpat din marcajul lui Bredun, Rusici își plasează lovitura de cap fără nicio șansă pentru portarul Iuri Virt. 1-1, Poli Shakhtar. Alexa Caramian, din nou Alexa, presat de Ljubinković, mult mai mult jucători ai Vaslui acum în jumătatea adversă. Dejan Rusici, iată că arată și își știe cu mingea. Este un fault mai mult decât fault, un fault colorat. Buhuș a fost cel care a faultat. Caramian a încercat să recupereze. Caramian pornește acum Vigeliu spre care o advers. Dejan Rusici cu o pasă pentru Caramian. Șut Caramian, respinge Heysan. Da, prima fază tăioasă a acestei reprize secunde. La ritmul care se joacă vor avea un loc foarte important. Sunt la începutul sezonului, 8 etape scurse din campionatul Ucrainei, 6 la noi. Și șansa de 2-1. Să vedem însă ce a dat arbitrul. Fault în atac. Din nou oportunistul Dejan Rusici a apărut la finalizare, însă Tiberiu Laios a văzut un fault în atac la Cristea. Offside nu avea cum să fie. Să vedem aici. Primul 11, mă refer la Alin Rațiu, la Latovlevici. Ce se întâmplă, domn profesor? Da, este o formație ușor interesantă, dar să vedem faza aceasta. Cu Dare Vârsici, o pasă pentru Torje, îndreaptă. Etapa se încheie la N24, la Fotbal 24, acolo unde vă așteaptă pentru concluzii Gabriel Guriță. Pasă excelentă pentru Gigel Bucur, al nouălea gol reușit de Gigel Bucur și vom avea un final fierbinte. Iată, după minute bune în care va fi greu să câștige, însă nu imposibil să scoată un rezultat de egalitate. Gol marcat, iată, de Gigel Bucur în minutul 79. O execuție elegantă cu exteriorul pe lângă Răzvan Stanca, însă merită o notă de 10 Dejan Rusici pentru pasa pe culoar printre Vasile Jula și Ilie Baicu. Și
În orice caz avem și un FC Vaslui care joacă cu mult curaj astăzi. Și acum, iată, este 2-1. 2-1 pentru Timișoara. Ce lovitură de cap și același Dejan Rusic înscrie. S-a dus glonț la antrenorul Dușan Uhrin. O lovitură de cap frumoasă a lui Dejan Rusic. Iată o dublă a atacantului adus doar de câteva săptămâni la Poli. Două săptămâni pentru Dejan Rusic la Poli. Până la urmă o achiziție care iată scrie două goluri la primul său meci oficial. Este extraordinară reușita acestui transfer. Dar în orice caz, după părerea mea, o vine aparține și portarului Hăisan, care a ieșit total aiurea acolo. Da, dar așa cum se spune, atacantul a fost unde trebuia să fie. Da, iată și pe... Din nou diagonala lui Dorinel. Văzut și reacția lui Marius Popa, într-adevăr, multă tensiune înaintea acestei partide. Iată că îi văd și pe jucători descătușați în momentul în care reușesc să înscrie. În dreapta este Abiodun, primește acum Alex, Abiodun intră între fundașii centrale echipei buzoiene, Abiodun protejează pentru Gigel Bucur, pe lângă poartă! Ce ocazie ratează Gigel Bucur! Minutul 27, timișorenii au ocazia egalării, dar Gigel Bucur ratează de la 7 metri. Iată reluarea. Protejează acolo Abiodun, Gigel Bucur are suficient timp. Mincă se dusese în partea dreaptă, dar Gigel... Armeanul Caramian înlocuiește pe Gabriel Torje, cel care a executat până acum loviturile de la colț din stânga. O reluare puțin pe lângă poarta lui Borș, o reluare ce a aparținut lui Dejan Rusic. Liga 1, cea a lui Poli Timișoara, împotriva celei mai slabe defensive, care aparține, din păcate pentru Petre Grigoraș, oțelului.